Sunteți fan al muzicii rock. În adolescență aveți o întreagă colecție de albume cu AC/DC, postere, reviste și fotografii cu idolii dumneavoastră. Vă plăcea mult să ascultați radioul și făceați tot posibilul să nu ratați emisiunile dumneavoastră preferate. Vă citez. Mâncam radio pe pâine. O emisiune care îmi plăcea era O melodie pentru fiecare, unde la un moment dat, în 88-89, dispăruseră toate melodiile străine. Și mai era emisiunea Răspundem ascultătorilor. Le-am scris și eu. Le-am pus o întrebare despre OZN-uri. Și mi s-a răspuns scurt. Nu există OZN-uri. Urmează întrebarea. Mai credeți astăzi în OZN-uri? Nici atunci nu cred că eram foarte convins că există OZN-uri, doar că erau niște teorii ale conspirației care în perioada respectivă râcâiau așa cenzura respectivă. A fost interesant povestea cu OZN-urile. Mai plăceau o emisiune de la radio, se numea Din țările socialiste. Oricât de ciudat ar părea, numele te duce la o emisiune despre comunism, socialism, politică și mai departe. Din țările socialiste era o emisiune cu muzică rock din țările socialiste. Deci aveai muzică rock din Rusia, din Cehia, din DDR, de erau rockeri. Și cântau rock. De-aia și rămas emisiunea, că nu putea nimeni să se atingă de o emisiune care se numește Din țările socialiste, chit că ea era rock. Asta și muzică rock mai ascultați? AC/DC, Metallica. Sunt old school. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Motorhead. Vă citez. Mi-am dorit întotdeauna să ajung să lucrez în media. Ei, și nu mi-a luat decât vreo 5 ani. Și când am ajuns, n-am mai plecat. În 1995 v-ați angajat la Radio 21, unde ați muncit 6 luni gratis. După 2 ani, șefii v-au propus să faceți o emisiune de 3 ore sâmbăta. Emisiunea s-a numit Cronica Cârcotașului, denumire pe care ați împrumutat-o de la rubrica săptămânală a colegului Vadi Rus, în care comenta aparițiile TV ale starurilor de la acea vreme. Vă citesc din nou. Convenisem să folosesc date de pe proaspătul internet montat la radio. Zis și făcut. În prima emisiune nu mergea netul, așa că a scris Șerban. După o săptămână nu mergea netul, a scris tot Șerban. A treia săptămână mergea netul, dar a scris tot Șerban. Așa a început totul. Ca o joacă. Urmează întrebarea. Ați ajuns cel mai bun cârcotaș pentru că v-a picat netul? E foarte posibil și asta. Nu cred că aș fi citit exact ce găseam pe net. Cred că aș fi reinterpretat, rescris, pus cumva să fie vorbit, că în radio e important să scrii vorbit, să le ai pe toate ca și cum ai vorbi, nu le-ai citi. Dar se poate spune și așa. Am ajuns cârcotaș și pentru că nu mi-a mers netul. A fost o perioadă foarte romantică, așa, în ceea ce privește media. Mie mi s-a părut fascinant radio și în continuare mi se pare fascinant, pentru că la televiziune râzi, glumești, te strâmbi, faci o grimasă, mai induci o stare sau joci, sau pe când la radio trebuie să faci ascultătorii să-și imagineze. Și în momentul în care își imaginează, pot zâmbi, se pot gândi și mai departe, dar este un lucru în plus pe care trebuie să-l faci la radio. De-aia radio este o școală foarte bună pentru televiziune. Îmi pare rău dacă n-ai trecut prin radio. Acolo am început. Atunci, dacă ai început prin radio, știi foarte bine la ce mă refer. Cam asta e povestea. În general, oamenii de la televiziune sunt mai cunoscuți, dar cei de la radio cred că sunt mai buni în meserie. Deși Radio Kill, cum era? TV Kill the Radio Star. Mă rog. Mulțumesc. În 2000,
După 3 ani de emisiune la radio, ați fost sunat de omul de afaceri Cristian Burci, care căuta în acea perioadă persoana potrivită pentru a face o emisiune de opinie la postul său de televiziune. Vă citez. Șoferul lui a fost cel care i-a spus: șeful, dar e unul bun la radio. M-a sunat și ne-am văzut. Se uită Cristi la mine și îmi spune: tu ești ăla de la radio? Bine, uită-te la asta. Și îmi pune în brațe o casetă cu Stricia la Notiția. Eu habar nu aveam cu ce să mănâncă televiziunea. Pe 14 aprilie 2000 ați lansat emisiunea Cronica Cârcotașului la TV, cu dumneavoastră cârcotind singur la pupitru. Despre acel moment ați povestit așa. Eram un tip de 55 de kilograme, cam ciufulit și răzvrătit, împreună cu un papagal în colivie, cu 2 fete cucuiete pe post de dansatoare și cu o echipă care se întreba ce vrea agariciul ăsta de la noi. Anul acesta se împlinesc 23 de ani de la debutul emisiunii care v-a făcut celebru și care a devenit un adevărat fenomen media. Urmează întrebarea. V-a decis cariera în televiziune un șofer? Da, începusem înainte de prima TV, începusem la Antena 1, o emisie în concurs, se numea Bun Prieten, pe care am făcut-o timp de, am prezentat-o timp de 2 luni sau 3 luni, nu mai știu, făcuseam multe emisiuni că se trăgeau. Am înaintat o propunere de refacere a unor lucruri de emisiune, că erau niște lucruri care nu mergeau. Mi s-a spus că nu mai fac parte în echipa lor, dar în toamnă, când am reînceput emisiunea cu Mircea Badea pe post de prezentator, au respectat în tocmai ceea ce am scris eu acolo. Deci nu era chiar greșit. Deci prima dată în televiziune nu am fost la prima, am fost la Antena 1. Victoraș îl cheamăm pe șofer. A avut o istorie foarte veselă. La un moment dat a emigrat, s-a însurat în Venezuela, s-a întors, mă rog. Dar Victoraș mergea cu mașina și el asculta cronica la radio. El i-a spus: șeful, vezi că ăsta e bun. Și el a insistat să ajung să am o discuție, dar după anii de muncă de după fost aia, a fost doar ai mei. Dar întotdeauna există un... toți oamenii ăștia care vorbesc despre motivaționale, despre cât de bun să fii, cum să faci și mai departe, și cât de pregătit să fii, uită un singur lucru, unul singur, care n-are nicio legătură nici cu tine, poate nici cu alții, se numește noroc. Pentru mine, norocul în televiziune a fost Victoraș. Mulțumesc! Mergem cu prima întrebare roșie. În 2000 l-ați întâlnit pe Mihai Găinușă și l-ați convins să vă devină coleg mai întâi la Radio 21, la emisiunea matinală, și apoi în 2001 la televiziune, unde ați transformat Cronica Cârcotașului în Cronica Cârcotașilor. A urmat o perioadă de succes uriaș, iar atunci când ați primit prima dată premiul TV Mania pentru cea mai bună emisiune de divertisment, ați spus așa: până la urmă, niște nei ca nimeni, cu fonduri infinit mai mici decât alții și venind de la o televiziune fără mari pretenții, ajungeau să îi bată pe toți. Nu doar emisiunea a devenit cunoscută, dar și rubricile ei, așa că ați înregistrat la OSIM mărcile Cronica Cârcotașilor, Top Rușinică, Dezbrăcatul, Puștu, Bebelușe și Mistrețul. Urmează întrebarea roșie. Veți rămâne cârcotaș pe viață? Asta e întrebare roșie. Mă așteptam să fie ceva mai roșu, mai... Evident, e așa cum am spus la începutul emisiunii, cred că trebuie să fii foarte real ca să reziști în acest domeniu. De-aia nu cred povești despre ce rol joc eu, dar eu de fapt sunt altfel, dar eu joc un rol. Lumea te miroase când joci un rol. În general, și cei care sunt detestați și cei care sunt iubiți nu joacă un rol, sunt ei. Din această cauză, sau datorită acestui lucru, nu știu cum să o pun,
cred că voi rămâne cărcotaș până când voi închide ochii. Pe de altă parte, accidentele mele, experiența, m-au făcut poate să nu mai fiu atât de incisiv și poate un pic mai afurisit în alt mod. Adică tace, dar le zice la final. Poate nu atât de incisiv. De fapt, accidentele astea ale mele, asta au și făcut. M-au făcut să ascult mai mult. Asta era una dintre marile mele probleme. Da, zi, așa, ok. Dacă puteai să-mi spui în 3 minute, era bine. Dacă nu, mă pierdeai. Și atunci, poate cam decelerat un pic și am ascultat mai mult oameni. Mulțumesc. Relația cu Mihai Găinușă a evoluat și din colegi ați devenit foarte buni prieteni. I-ați fost și nași de cununie, i-ați botezat fica. La un moment dat, Finul v-a pus la cale o farsă într-o emisiune. În timp ce erați la cabina de machiaj, ați fost anunțat că, din greșeală, vi s-a aplicat o substanță toxică pe cap. Imediat, niște smocuri de păr, plasate cu grijă de coafeză, au început să cadă. Nu ați rămas dator și ați făcut lui Mihai Găinușă renumita farsă în care Cătălin Smărândescu v-a fost complice. Atunci, fostul bodyguard al lui Gigi Becali l-a amenințat că îi rupe mâinile și că îl închide în portbagajul mașinii. Totul părea atât de real încât finului dumneavoastră i-au dat lacrimile. Farsa s-a încheiat cu apariția lui Gabi Jugaru, care i-a spus lui Găinușă: a fost de la nașul, pentru aia cu părul. Urmează întrebarea. Cât de răzbunători sunteți? N-aș putea spune că sunt răzbunător, dar nu răbdător. Adică, nu știu dacă îți fac neapărat rău, dar dacă mi-ai făcut odată ceva, balanța trebuie echilibrată. Adică, cred că din punctul ăsta de vedere, Oltenașul de care vorbeam mai devreme mai are încă un cuvânt de spus. Dar nu pot să spun că sunt un om rău sau care caut să-i răzbun. Uneori poate n-am ajutat oameni și am devenit foarte rău, doar pentru că nu i-am ajutat. Nu pentru că le-am făcut ceva rău, doar pentru că nu i-am ajutat. Erau atât de obișnuiți să fie ajutați, li se cuvenea atât de mult, cu ghilimele de rigoare, încât au fost foarte, cum adică, știi, este cam bancul ăla cu unul care pleacă în Italia să muncească și pe lună îi dădea 300 de euro și fratelui îi trimitea. Și la un moment dat, după 5 ani, i-a mai trimis. Și a zis, bine, dar de ce nu mai trimis bani? La care spune, păi uite, a intrat filmul la facultate, trebuie să-i dau lui bani să ducă la facultate. La care frate spune, bine, pe banii mei, exact la fel se întâmplă și în viață. Care e cel mai mare defect al dumneavoastră? Cred că am două. Unul, sunt destul de încrezător în oameni și doi, nu știu să spun nu. Și de foarte multe ori lucrurile s-au întors împotriva mea. Adică nu consider vinovați pentru greșelile pe care l-au făcut față de mine oamenii care au făcut greșelile respective, ci mai mult eu, pentru că i-am acceptat. Și dezamăgit vine de la amăgit. Mulțumesc. Una dintre noutățile introduse odată cu emisiunea au fost dansatoarele pe care le-ați numit bebelușe. Delia Florea era bebelușa brunetă, iar Oana Ioniță bebelușa blondă. Lor li s-au alăturat pe parcurs alte dansatoare, printre care și Ioana Petric. Încă din prima ediție ați lansat replica bebelușelor dans. Frumusețea și talentul lor au fost și sunt admirate, dar au dat naștere și la tot felul de scenarii în presă. Unul dintre ele făcea referire la faptul că între dumneavoastră și Ioana Petric ar fi fost mai mult decât o relație strict profesională, mai ales că în timp Ioana a fost promovată în rolul de coprezentator. Ați și fost fotografiat împreună cu fosta bebelușă într-un restaurant, iar acele imagini au alimentat zvonurile potrivit cărora ați fi avut o relație amoroasă, deși amândoi ați negat acest lucru. Urmează întrebarea. Cui nu-i plac bebelușele?
Bună întrebarea asta. Credeam că urmează ceva mai roșu, dar o să lămâresc și cu Ioana și cu bebelușele. Cred că bebelușele nu plac unei categorii destul de mici, de pudibonzi, care au zis că în spatele acestei emisiuni, care se vrea să îndrepte moravuri, stau niște bebelușe care chiar asta fac, dansează pe masă. Bebelușa Ioana Petric a făcut dreptul la stat, a luat, în ciuda tuturor bancurile făcute pe seama ei cu dansează bebelușe și mai departe, la stat, la Universitatea de Stat, și lucrează în cronică de 16 ani. Știu cum am dus și am luat-o de acasă când avea 16 ani. A câștigat un concurs și l-a câștigat și avea 16 ani. Și cealaltă, Cristina, avea 15 ani și 10 luni. Și m-am dus la Cluj, acasă la ea, să-i spun mamei și tatălui că trebuie să vină luni și marți la filmare. Și venea luni după școală cu avionul, pleca marți după filmare cu avionul. A fost 2 ani în care bebelușa a venit în fiecare săptămână la București până când să se mute cu școala. Stătea într-un apartament care era al meu. Era foarte apropiată de mine și familia mea. Iar eu în ele n-am văzut decât fetele mele. E foarte greu să ai o relație cu cineva pe care îl vezi ca fiind fata ta. Bine. Ați văzut vreodată altceva în bebelușe? Vă dau timp? Nu. Mulțumesc.